تلهات ai văzut-o? Eu aud. Se apropie. Simt un miros. A venit aici. Aventurilor cu întorsături. Misterios de misterios. Nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Cine l-a doborât pe Griz? Te voi găsi! Nu încerca să te ascunzi! Ia asta! Și asta! Ha, ha, te-am prins! Ha, 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 și pe asta! Milo, trebuie să aduni gunoiul, nu să te joci cu el! Nu mă joc! Uite cât gunoi am strâns! Să vedem! Uite cât am strâns eu. Te-a întrecut. Ce-i asta? Ați auzit? S-a auzit dinspre lac. Veniți. Pare a fi barca lui Griz. Dar Griz unde e? Uitați-l. Ce s-a întâmplat cu el? Pare că respiră bine. Crezi că își va reveni, mami? Bineînțeles, sunt sigură, draga mea, dar doamna doctor o să-l examineze. Se va însănătoși. Are nevoie doar de puțină odihnă. Ce s-a întâmplat? Greu de spus. Are o tăietură aici, dar se pare că s-a lovit la ceafă, ceea ce explică starea lui de inconștiență. Cum s-a putut întâmpla? Nu știu. E un mister pentru mine. Un moment, vă rog. Dacă mă întrebați, e serios de misterios. Unde ne ducem? Să aflăm ce s-a întâmplat cu Griz. Sunt sigur că o să mai găsim un indiciu la barcă. O să mai găsim? Ce-ar fi să găsim primul indiciu mai întâi? Îl avem deja. Serios? Serios? Tăietura de pe nasul lui Griz a fost opera unui obiect ascuțit. Trebuie să aflăm cine sau ce a făcut-o. Spuneți-mi și mie, ce căutăm noi aici? Orice pare ciudat. Poate că în barcă s-a lovit de o piatră sau de un buștean. Nici o urmă de coliziune pe partea asta. Drum întins până dimineață, sunt capitanul Milo. Oh, o navă cu pirați, trageți cu tunurile. Puu, drumul e liber. Am scufundat inamicul, grație abilităților mele de... Ai terminat? Nu. Oh, ești bine? Sunt bine. Hei, ia priviți. Pare a fi un sos de pește. Dar unde a dispărut peștele? L-o fi mâncat Griz. Tot peștele? Cu tot cu cap? Nu prea cred. E mofturos la mâncare. Camila are dreptate. Solzul de pește e al doilea indiciu. Să mergem. Așadar, dacă avem urme de pește, dar nici urmă de pește, înseamnă că avem un hoț de pește în pădure? Sau... Să sperăm că nu. Alfred! Am auzit ce s-a întâmplat cu Griz. E teafăr? Da, doamna doctor Ana e cu el. Se odihnește acum. Se pare că cineva sau ceva l-a doborât. Serios? Deci când l-ai văzut ultima oară? Dimineață. L-am ajutat cu motorul. Nu-l putea pune în funcțiune. Foarte interesant. Și din întâmplare, nu ați mâncat pește la micul dejun? Nu. Nici pomeneală de pește. Am servit gândaci. Ăștia sunt pe placul nostru, știți? Ne scuzi un moment, te rugăm. Ce e? Ce e? Milo, Rudy nu pare a fi suspect. Eu tocmai puneam punctul pe T. Expresia sună cam așa. A pune punctul pe I. Bine. Trebuie să recunosc, misterul ăsta îmi dă fiori. Anunțați-mă dacă aveți nevoie de ajutor. Vestele de salvare nu sunt prea confortabile. Ar fi dacă nu te-ai fi îmbrăcat invers. Acum îmi spui? Să ne oprim aici. Și totuși, ce anume căutăm noi aici?
Nu sunt sigur. M-am gândit că dacă am reconstituit incidentul, am putea găsi ceva nou. Ceva ce n-am remarcat până acum. Eu una nu văd decât pești. Hei, priviți! Văd câteva persoane acolo. Ce s-a întâmplat? Ați descoperit ceva? Da! Cine l-a lovit pe Grizz? Cine e vinovatul? Să mă încui în casă? Lacul e sigur? Absolut totul este în ordine. Mă ocup de caz, adică... Alfred se ocupă de caz și... Nu vă faceți griji. Încă nu știm cine sau ce l-a doborât pe Grizz, dar sunt sigur că episodul nu se va mai repeta. Alfred, vino repede, Grizz s-a trezit! Nu aveți de ce să vă faceți griji. Deci calmați-vă, vă rog, bine? Milo! Grizz! Grizz! Ești de afară! Da, mă simt mai bine, copii. Să vă îmbrățișez. Grizz, lasă-ne, nu avem aer. Scuzați-mă, mă bucur să vă văd. Doamna doctor mi-a spus ce ați făcut pentru mine. Vă mulțumesc pentru tot. Ne-am făcut griji pentru tine. Spune-ne ce s-a întâmplat. Da, suntem cam confuzi. Nici măcar nu ne trece prin cap, iar lumea s-a cam speriat. Păi, aș vrea să spun ce s-a întâmplat, dar... nu mi-amintesc nimic. S-ar putea să aibă amnezie, să nu știe ce l-a lovit. Cum? Amnezie, e vorba de pierderea memoriei cauzată uneori de o lovitură la cap. Îți amintești vreun lucru cât de mic? Păi să vedem. Îmi amintesc că Rudy m-a ajutat să pornesc motorul. Apoi știu că m-am dus în mijlocul lacului, în locul meu preferat pentru pescuit. Tocmai accelerasem când ceva închis la culoare îmi zbură pe lângă cap. Doar atât îmi amintesc. Oricine ar fi, va trebui să-mi dea socoteală mie. Nu este ziua mea norocoasă. Așadar, ce știm până acum? Să recapitulăm. Primul indiciu îl reprezintă tăietura de pe capul lui Grizz. A aruncat cineva cu ceva în el? Da, l-o fi lovit în față. Da, dar n-ar fi fost posibil să arunce ceva de la așa distanță. Nu uitați că Grizz se dusese în mijlocul lacului, în locul lui preferat de pescuit. Poate mai era o barcă prin preajmă. Da, un hoț de pește care s-a strecurat pe la spate și a aruncat cu ceva în el. Ei bine, dacă ar fi fost un hoț, asta ar explica de ce am găsit doar solzul de pește în barca lui Grizz. Ăsta a fost al doilea indiciu. Dar Grizz n-ar fi simțit hoțul? Ai dreptate, ar fi auzit motorul hoțului. O clipă! Motorul! Ai dreptate, ăsta e al treilea indiciu. Zău? Da! Grizz a spus că s-a dus la pescuit cu barca cu motor. Când ne-am dus cu Rudy, noi am vâslit. Ar fi trebuit să folosim barca cu motor ca să facem reconstituirea fidelă. Barca cu motor ar face diferența? Putem afla într-un singur mod. Pretutindeni nu mai apă. Poate Milo are dreptate. Motorul n-are nicio importanță. Stați! Grizz a spus că tocmai accelerase când le-a lovit ceva. Du-ne în mijlocul lacului, Rudy. Primit! Ferește-te! Rudy, oprește motorul! Ce ciudat! Am fost doborât de un pește? Păi, așa se pare. Netul bărcii cu motor i-a speriat. Când au auzit motorul, au început să sară în toate părțile. Vezi? Au sărit aici, au sărit acolo. Un pește te-o fi lovit, iar aripioara lui care e ascuțită te-o fi tăiat. Te-ai speriat?
Ți-ai pierdut echilibrul și ai căzut pe spate. Așa te-ai lovit la cap. Peștii aceia erau crapi asiatici. O specie de pești foarte jucăuși. Da, uneori sar 2-3 metri înălțime și ajung la greutatea de 20 de kilograme. Mulți barcagii s-au ales cu ochii vineți și cu răni. Cine ar fi crezut? Când te mai duci la pescuit, ia barca cealaltă cu vâsle. Așa n-or să mai sară. O idee bună. Stai puțin. Știu cum poți să prinzi o grămadă de pești. Serios? Mhm. Nu-i așa că sunt bun? Nu-i rău deloc! Nu-i rău? Nu-i rău? Sunt un geniu! Crapul asiatic e o specie de pești foarte invazivă. Mănâncă atât de mult încât nu lasă nimic în urma lor. Pentru unii pescari, sarcina de a prinde peștii pe care și-i doresc devine astfel una dificilă.